Hristos a înviat! Salutare tuturor! Am acceptat invitația la jocul Leapșa pentru viață și îi mulțumesc Adelinei Militaru pentru nominalizare. Viața este cel mai frumos dar oferit de Dumnezeu, iar dreptul la viață este primul din drepturile fundamentale ale omului. Acestea sunt doar două din motivele pentru care am decis acum 4 ani să mă alătur acestei cauze de voluntariat. Este ceva foarte frumos să aperi viața unui copil nenăscut, să sprijini o femeie în criză de sarcină și să ajuți orice persoană aflată într-un impas. Trăim o perioadă de criză, când toți ne temem pentru noi, pentru cei dragi, când cei mai tineri încearcă să-i ajute cât pot de mult pe cei mai vulnerabili, pe cei bătrâni și pe cei bolnavi. Asta înseamnă să fim pro-viață, să sprijinim orice ființă umană din prima secundă a existenței, de la momentul concepției și până la moartea naturală. Voi argumenta cu o poveste pro-viață ce are final fericit. Sora unei cunoștințe a rămas însărcinată când era încă elev. Părinții iubitului au presat să facă avort, mama ei însă a îndemnat-o să nască. Acel copil este o binecuvântare pentru familie. Ce concluzii tragem noi de aici? Este foarte important sprijinul celor dragi, iar un copil poate să aducă foarte multă fericire. Nu știm niciodată ce va ajunge un copil care astăzi se află în pântecele mamei. Poveștile de succes ale multor personalități, precum Celine Dion, Andrea Bocelli sau Cristiano Ronaldo, nu ar fi existat dacă mamele lor ar fi avortat. Vă invit pe toți să fiți alături de noi la toate evenimentele pro-viață și la Marșul pentru Viață Online, care va avea loc pe 17 mai. Vă urez multă sănătate, să aveți grijă de voi, de cei din jurul vostru și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine cât mai curând. Vă pup, Doamne ajută și numai bine!